Salutare tuturor și bine v-am găsit la Plantera 2 Golden Acron, dar de data aceasta vreau să vă zic că nu este un videoclip foarte lung, este doar un videoclip în care o să facem un glitch pe care după cum îl vedeți în spate, acesta este glitch, un bug de fapt, nu un glitch, este un bug în care dacă intri după foarte mult timp în acest joc, nu o să se colecteze automat acești minunații Golden Acorns și de fapt o să rămână în spate și până când intri și după atunci abia o să se ia. Vezi, am făcut 600 de milioane și 447 și acum aia 447 se duc aici plus 300 de la milioanele astea, am făcut și level 2096 și maxim e level 999 de deci probabil atunci o să ne vedem în câteva luni, probabil, și vedeți acesta, este foarte lăguit, serverele foarte proaste, că merg foarte, foarte mult, se fac astea foarte rapid și pe lângă că se fac foarte rapid, ăștia nu se duc când te ajungi de rapid să culeagă tot și e foarte, foarte mare lag pe jocul acesta minunat. Dar cam asta a fost și ajung până sus de tot, până sus de tot. Eu doar acum câteva ore l-am lăsat. Dar dacă stai o zi întreagă și nu-i tipel, ajunge până sus, ăsta este glitch La un moment dat, dacă o să mai găsesc alte glitch au fost, dar oamenii ăștia base buni, bine, de fapt unul, că doar unul îl cază la joc, l-au reparat și de fiecare dată când cumpărai, ia să vedem dacă mai merge, probabil nu mai merge, cumpărai de ăsta, nu ăsta, nu aici, la decorațiuni, te duci la decorațiuni și cumpărai asta o grămadă și după dacă cumpărai multe sau cumpărai orice, de toate astea avea aveai în dreapta, se duceau pe zero. Dar acum nu mai este, s-a reparat, poate trebuia să-l fac atunci, nu m-am gândit că poate o să fac o serie, m-am gândit doar acum când am văzut că există prea multe glitch -uri. și am zis, Hai, de ce să nu? Asta a fost glitch asta a fost episodul, o să ne mai vedem la alte gliciuri în Plantera 2, probabil, dacă o să mai fie. Până atunci, salut!